Bun, continuăm. În minutele următoare vom merge pe scena X-Factor, acolo unde cei patru jurați, Loredana Groza, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei, sunt în continuare în căutarea talentelor. Astăzi vă prezentăm o nouă poveste de succes, scrisă în lumina reflectoarelor. Alina Dincă este concurenta care a electrizat publicul și a uimit juriul. 4 de da a reușit să primească, iar acest succes a trimis-o direct în echipa Deliei, care poate câștiga jackpot-ul cu noul membru al grupului ei. Peste 100.000 de vizualizări a strâns pe YouTube momentul Alinei de pe scena X-Factor, mai ales că prestația concurentei a născut discuții aprinse între jurați. Haideți să revedem acest moment. Și a reușit de minune. Alina Dincă i-a cucerit pe jurați de la primele note cu interpretarea uneia dintre piesele Rihannei, Love on the Brain. Verdictul a venit numai decât. Îmi doresc foarte, foarte mult să transmit și eu emoția pe care o simt de atâta timp și pe care n-am avut ocazia până acum să o împărtășesc. Să votăm, să votăm! Un mare D.A. de la mine! Mulțumesc! Oare ce aș putea decât să-ți dau un... Da! Da! Ești un bootcamp! Îmi tremurau picioarele și încercam să mă stăpânesc foarte tare. În momentul în care intri pe scenă și cânti pur și simplu fără să fii judecat, nu ești atât de emotiv, știi? Dar atunci când știi că e cineva acolo care trebuie să delibereze, atunci vrei din tot sufletul să ai o prestație extraordinară. Cei patru da pe care i-a primit au trimis-o direct în grupa Deliei, căreia îi revine în acest an concurenții cu vârsta de peste 24 de ani. Totuși, asta nu înseamnă că ceilalți jurați nu au încercat să o atragă. Sau dacă vrea, poate să facă un grup la mine. Nu vrea. Eu aș putea face o mică inginerie fiarentă. Trebuie să ne gândim așa. Trebuie să ne gândim așa. Pentru că dacă îi dai un nu... Nu ne mai putem înțelege cu acești bărbați. Nu. Dacă îi dau un nu, îi dau șansa și domnului Ristei. Nu se este posibil. Asta se că mi-e ciudă, că până acum n-am pe nimeni cu care să zic, băi, aștept ziua aia care să zic, voi sunteți grupul cu care eu pot câștiga X-Factor. Mă simt ca o bombă cu ceas care stă să explodeze și să dăruiască cât mai mult. Dacă aș fi făcut parte dintr-o altă echipă, ar fi fost extraordinar. Până la urmă am ajuns până aici și este extraordinar. Dar mă bucur că sunt în echipa Deliei pentru că simt că avem o conexiune cumva. Conectată este și la lumea muzicii și asta de ceva vreme. Alina Dincă este antrenor vocal, dar și membru al unei trupe. Din spatele camerelor de filmat a vrut să vadă cum e viața și în lumina reflectoarelor. Știu de vreo 9 ani de zile cum merg lucrurile prin spatele camerelor de luat vederi. Până la urmă am spus de ce nu. Eu am o trupă, se numește Stereo Boulevard. Este copilul meu de suflet, între ghilimele, pentru că am început totul de la zero și mă bucur foarte mult că am strâns niște oameni extraordinari alături de mine. Cântăm la evenimente. Audițiile din cel de-al 9-lea sezon X-Factor au intrat în a doua etapă. Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri de la ora 20:30 pe Antena 1. Nu-mi dai minte deloc, nu-mi dai timp.